existat așa o experiență pediatrică, am fost și eu curioasă să aflu și atunci cu studenții mei am avut niște lucrări de licență să încercăm să studiem care sunt cele mai frecvente alimente incriminate. Și bineînțeles că pe locul întâi au ieșit cerealele. Deci, vorbesc de copil bolnav cu boală cronică. Pe locul întâi cerealele. În ce proporție? Enorm. 70 și ceva la sută. Foarte mult. Pe locul 2, lactatele. Și pe locul 3, ouăle. De asta, câteodată îmi place să spun așa de triunghiul Bermudelor, în pediatrie, triunghiul Bermudelor este reprezentat de cereale, lactate, ouă. E un subiect care nu prea este agreat. Multora nu le place. Unu, părinților și doi, producătorilor. Părinților de ce nu le place? Întrebarea pe care mi-o adresează frecvent este: dar doamna doctor, dacă îi scol lactatele, de unde și-a copilul calciu? Și răspunsul meu este: de unde și-a? Elefantul, calul. Deci calciu nu se găsește numai în lapte. Calciu se găsește peste tot. Și în cereale, cine nu are probleme, și în legume, și în verdețuri. Deci calciu găsim peste tot. Problema este ca la o boală să avem răbdare o perioadă de minim 3-4 luni și după ce reparăm intestinul, este posibil ca copilul să recapete toleranța față de alimentele care i-au produs boala. Da?